favelele pe care le-a pus primarul comunei Agia Maricel Cârjaliu. Ce s-a spart, ce nu a mai fost bun, le-a aruncat. Unde? La noi, în comună. Aici, ca să-și ascundă mizerile, să-și ascundă gunoaiele asfaltate. El asta face de atâția ani de zile, cu asta se ocupă, ne îngroapă în gunoaie. Cu pavele cu tot timpul. Și aici este parcul Mihai Eminescu. Pus stâlpi aici, avem iluminat. Adică n-avem un cartier unde locuiesc oamenii stâlpi și lumină, dar avem aici. Aici aducem moloz la fel, aici îl pune. Oricum, moloz. Ce să fac, ce să fac eu, ce să fac eu, ce să fac eu. Hai să mințim că facem o platformă. Bă, dar de unde l-aduce? De unde, Doamne iartă-mă, ia atât moloz? Hai să resturi din construcții. Hai să ne dăm jos, să vezi și aici, dacă vrei să vezi și aici. Hai să vezi și aici. Domnule Chiru! Sper că v-ați așezat comod în fotoliul ăla de secretar de stat la Garda de Mediu, la Ministerul Mediului, pardon, în timp ce omul care v-a plantat acolo face un dezastru de mediu, chiar în comuna de unde ați plecat, în Agigea. Și uitați ce face primarul nostru cu deșeurile colectate din comună. Le depozitează aici. Vi le amintiți? Bordurile verzi vopsite? Aici sunt. Vă amintiți vechile pavele? Uitați! Câte vreți! Au tăiat ce le-a rămas, le-au aruncat. Și de unde? De la școala nouă? Sau de unde? Poate să fie de la școală, poate să fie de oriunde acest moloz. Păi ce credeți că a făcut cu molozul pe care l-au generat? Credeți că au plătit ca voi toți ceilalți? Nu! L-au adus aici. Astea sunt puse de administrația publică locală. Tot ce vedem aici, pietrele astea imense, au rezultat în urma unei lucrări pe domeniu public. O lucrare mare, nu o lucrare mică. Tot din construcții, cred că au dărâmat casa și a rămas o pernă, ceva. Plastice, copexuri, condute de la mașini, aici nu sunt doar deșeuri din construcții. Aici avem deșeuri din toate categoriile. Copexuri, conducte, borduri, asfalt, orice vă doriți. Uite capac de la un cămin de vizitare. Uite aici. Am un click. El venea pe acolo, departe de ochii lumii, într-o zonă retrasă și depozita gunoi, pentru că asta face de atâția ani de zile, de prea mulți ani de zile. Ne îngroapă în gunoaie. Și toată zona asta pe care o vedeți acum astupată, acolo încă se mai văd puține, că el a împins pământul, acolo se mai văd urme de gunoaie, el aici arunca gunoi. Peste tot vedem bucăți de asfalt care au rămas la suprafață. Și ce treabă aveam noi să avem aici în câmp pământ galben, când aici trebuia să fie pământ negru? Uite și tu, uite cum sunt stâlpii aia, ca să înțelegi cât s-a ridicat platforma asta. A, și stai că mai face, adică nu se oprește. S-a ridicat, dar se mai ridică. Uite, dai să mergem puțin mai încolo să prindem și la cealaltă. Că și asta măcar atât și-ar dori oameni, dar uite ce mișto e făcut acolo. Pare un pic de asfalt așa, un pic de... Păi, un lux pentru 80% din cetățenii din comunaj. Un lux este. Nici nu visează la așa ceva, oamenii își doresc măcar atal. De ce să avem aici asfalt să nu avem pe Dinu Cocea? În cartierul Dinu Cocea, de ce să nu avem asfalt? Cum acolo s-a putut și aici nu? În Lazul atâtea străzi sunt neasfaltate, în Acigi atâtea străzi. Păi pe partea asta, la alta, aici în spatele meu, este cartierul Gării. Nu avem o stradă asfaltată. De ce avem aici?